Pentru Olimpiada de la Tbilisi au fost convocate două handbaliste, portarul Raluca Kelemen și Interul dreapta Bianca Dinuț. În pregătire a rămas numai Interul, având în vedere lotul restrâns de 15 jucătoare care vor face deplasarea. Cealaltă tânără a rămas în vederea lotului care merge în luna august la campionatele europene. Sunt mândră deja că face parte din lotul care face deplasarea în Georgia, că reprezintă România la Olimpiadă și sper să se întoarcă cu rezultate cât mai bune. Bianca Dinuț este cea mai bună jucătoare de la Campionatul Național de Junioare 2, ediția din acest an. De altfel, sportiva antrenată de Larisa și Adrian Olteanu a fost declarată cel mai bun interdreapta la toate categoriile de vârstă. Este o jucătoare de perspectivă, este stângace, are un viitor frumos, dacă nu o să aibă parte de accidentări și dacă atunci când va termina junioratul, va merge la o echipă care antrenorul să-i dea încredere pentru a face pasul spre sportul de înaltă performanță. CSS Caracal are cu ce se mândri. Doi sportivi, o handbalistă și un atlet vor participa în următoarele două săptămâni la Jocurile Olimpice de Tineret. Pot spune ca și director că sunt foarte mulțumită că un club atât de mic, cu numai 350 de sportivi, reprezintă România la Olimpiadă cu doi sportivi. Și trebuie să menționez că deplasarea în Georgia se face de 60 de sportivi în toate ramurile sportive. Festivalul Olimpic de Tineret se va desfășura în Georgia în perioada 25 iulie-2 august.